Dan Vâlceanu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, îl laudă de zor pe fostul ministru USR Cristian Ghinea. Acesta a afirmat în cadrul emisiunii B1 TV Bună România că ar fi ipocrit dacă ar spune că predecesorul său Cristian Ghinea a fost un ministru slab sau că a lăsat un minister dezorganizat în urma sa. N-aș putea spune că am găsit un minister neorganizat sau un minister mai mult mai organizat decât trebuia. Eu n-am, să știți că n-am cuvinte critice la adresa domnului Ghinea. E un om care apreciez munca, cel puțin în ceea ce înseamnă PNRR, pentru că este ministru care a negociat cu Comisia acest PNRR, care a fost un PNRR apreciat, să știți, la nivel european, și ăsta este un lucru cunoscut public. Faptul că PNRR-ul românesc este unul dintre cele mai bune, cel puțin dacă luăm cuzele calificative pe care le-am primit de la responsabili europeni. Așa că dacă aș spune acum că domnul Ghinea a fost un ministru slab, n-aș face decât să fiu un ipocrit și să spun un lucru care poate fi ușor demontat, cel puțin în ceea ce înseamnă PNRR. Dan Vâlceanu a mai susținut că, în condițiile în care Cristian Ghinea s-a concentrat pe PNRR, la celelalte programe operaționale pe fonduri europene din actualul exercițiu financiar, lucrurile sunt de nota 7. Lucrurile sunt, pot să spun, de nota 7, să zic așa, pentru că avem 54% din ce puteam, am absorbit cam 54% din sumă și cred că media este undeva la 56-57 la nivelul european. Dan Vâlceanu l-a înlocuit pe fostul ministru USR, Cristian Ghinea, la conducerea Ministerului Fondurilor Europene, odată cu noua alianță PNL-PSD-UDMR.